Eu altceva vreau să vă spun. Aici voi avea o discuție privată mâine la ora 9 cu acest antreprenor. În momentul în care eu am ajuns acolo și m-a văzut și pe mine, a coborât. Am urcat cu el în ambulanța SMURD, deja se mai liniștise. Am ajuns cu el la centru de primiri urgențe. Acolo era într-adevăr total liniștit și deja începuse să aibă remușcări la modul că își cerea scuze pentru ce a făcut, că a avut un moment de rătăcire și așa mai departe. Că el de regulă nu prea consumă băuturi alcoolice, că atunci, din păcate, s-a întâmplat acest lucru. Vis-a-vis de fratele domniei sale, acesta a solicitat undeva pe la începutul acestui an concesionarea unui loc de veci. Loc de veci pe care, motivat de anumite probleme de sănătate, l-a primit. S-au făcut lucrări de realizare a unui monument funerar și ulterior, în această toamnă, a vândut acel loc de veci. Deci, da, deci dacă... Și, bineînțeles, cei de la locato s-au sesizat și probabil de aici au început și anumite disensiuni. Adică dacă beneficiezi de ceva doar pentru a-ți realiza venituri pentru tine și nu te gândești la ziua de mâine, cred eu că problema se pune altfel. Eu am avut discuții în trecut, atât cu domnul Blăjuț, cât și cu domnul Filimon, în legătură cu aceste acuze care au mai fost aduse în urmă și niciodată nu s-au verificat. Mâine din nou, la ora 9, am programat o întâlnire cu domnul Blăjuț. Voi solicita ca la întâlnire să vină și domnul Pascariu, dar aici mă refer la directorul adjunct al societății Lucato. Nu aș vrea să se înțeleagă că țin în brațe pe cineva. Eu țin însă cu adevărul și fiecare să ne asumăm responsabilitatea acuzelor pe care le facem. Tocmai de aceea vreau să avem o discuție între ei pentru a elimina toate aceste speculații care s-au făcut și care se fac.